Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Earn to Die. Am rămas aici cu dubița noastră la checkpointul 2. Astăzi sper să luăm mașina de poliție. Să ajungem la ea. Așa ar trebui. Pentru că așa am planificat episoadele. Un stage per episod. În total, dacă am numărat eu bine, 30 de stage-uri, 30 de episoade. Băi, ce naiba zona e asta, lol. Da, asta e partea cealaltă a hărții. Ai prima oară, primul run pe ea. Hai să vedem cum ne descurcăm. Și-mi cad toate cutiile în cap, ești nebun. Am maxat roțile, dacă nu mă înșel data trecută. Nu cred că mă înșel. Deci ar trebui să merg mai ușor la deal mașinuța. Să spargem cutiile lejer. Da, că ne apropiem aproape, mă rog, ne apropiem aproape 2020. What the fuck? No hex 2020. Ne apropiem de jumătatea hărții. Gata. Aproape. 206.000 de dolari, mamă. A, nu, n-am maxat roțile, mă. Am maxat combustibilul. Hai să luăm armura. Și un pic un upgrade la motor. Mamă, cum arată mașinuța acum. Are craniu pe aia, pe ușa unde era cu înghețată. Acum e death car. Mașina morții. Ce frumos, am tăiat la fix pe jumate. Opa. Asta trecem după aceea la a patra mașină, practic. Da, jocul termini relativ repede dacă te pui pe el. Bine, nu vreau neapărat să-l termin repede, pentru că e fain să ne bucurăm de el mai întâi. Deci după aceea îl terminăm. Asta e șmecheria. Awesome. Awesome. Bun, hai să trecem prin toate cutiuțele astea. Nici nu știu, frate. Mor de cald acum în cameră. Noroc mai am ventilatorul ăsta. Miramaș că mai merge după 2-3 ani. La cât l-am folosit și iarna și vara. Pentru că și iarna e cald, aici se face cald și... Na. Știți cum e. Ce a fost asta? Mi-am spart mașina în două. Bă, da, m-am dus, mă. Dumnezeule, unde am ajuns? Ho, ho. 101.000 de dolari. Hai să maxăm roțile. Mamă, ce roți. Arma, nu știu dacă o mai luăm neapărat. Acum vreau să luăm motorul. La maxim. Ce n-ai vrea, mă, nu explodează butoiul. Luăm motorul la maxim. Că ne apropiem de final. Cu duba asta. Până terminăm jocul. Stare curios și de final. Nu știu dacă se vadă totuși. Pentru că începutul nu s-a văzut, din păcate. Adică, mă rog, story-ul vreau să mă refer. Nu se vede pe video. Aia e frustrarea mea, dar... am povest eu că e vorba despre... Noi suntem în apocalipsă și trebuie să ne ducem să ne escorteze armata. Asta e toată șmecheria. Aia. Nu, e țeapă să o iei pe sus, nu trebuie. Și trebuie să ne ducem la punctul de... de unde ne escortează armata, ca să scăpăm din lumea asta, practic. După aia nu mai suntem pe cont propriu, măcar. E o chestie, ce să zic. Ia uite-l, l-am luat pe ăla de acolo. Pam, pam, pam. A, aici e cutia aia cu bani. Fuck, trebuia să o iau. Mă, nebunule, mă. Mă, cât abuz am dat, ești nebun. Totuși am mers mai în față, într-adevăr. Doar cu roțile astea, motorul. Hai să luăm și un boost. 5 bucăți de boost mai avem de luat.
Și nici măcar n-am completat 3 sferturi din cursa asta, adică, na. Abia avem un 60% pe acolo. Nu trebuia acolo. Nici n-am stat să învăț harta prea mult, sincer să fiu. Ar trebui să iau, cutia aia cu bani, aia ar fi intenția mea. Data viitoare. Și cred că o să fac asta. BOOM! Îmi place cum arunci asta și zbubuia ce astea. Ah, nu trebuia să iau pe aici. Asta era toată șmecheria, nu trebuia să iau pe acolo. Awesome! Yay! Aoleu, ce-i taie pe nebuni? Ce-i taie pe nebuni, mă? Dați-mi și mie o secundă să scriu ceva pe net, pentru că nu vreau să uit. Gata, bun. Continuăm. Pam, 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 pam. Ne continuăm. Ce naiba, ce m-am blocat, mă? Ia uite, bă, și tu cum se blochează mașina asta. Rezervorul e la maxim, n-am cum să-l mai măresc. Să-i pun unul de tir, eventual. Dacă n-o fi făcut deja asta. Doi. Uhu, creditul cu bani, perfect. Mă, 57 de mine a dat. Și acum am motorul la maxim și bustulică, dă-l și pe ăsta. Ne apropiem ușor, ușor, dar foarte greu cu banii cu duba asta, nu știu de ce. Mi se pare că a mers mult mai greu decât cu celelalte mașini, în privința banilor. Upgradeam înainte și câte 2-3 chestii pe run, acum doar câte 1, nu fac. Mereu uit. Acum doar câte 1 e cam penibil, dar încercăm. Să upgradeam. Tot ce mai avem boost-ul, mai avem de upgradat neapărat la el, că e foarte folositor. Nu știu de ce o iau eu pe aici mereu din instinct, dar în fine. Boost-ul e foarte folositor de upgradat și viteza maximă ar fi bună, arma ar fi trebuit să o iau, dar costă prea mult și are sens să irosesc banii pe ea. Putem să trecem și fără armă, vă garantez eu. Și dacă nu putem, înseamnă că cel prea proști trebuie să iau arma aia. Recunoaștem ce e de recunoscut, nu? Oh, shit. Oh, shit. Totuși, cred că ajungem mai departe decât data trecută, că ne-am mai upgradat și ne-am motorașul. Aici ne blocam de multe ori, dar acum, uite aici, am dat data trecută boost-ul. Acum văd că nu mai dăm aici. Dar ăla tot nu vrea să bubuie odată. Bubuie când n-am eu nevoie de el să bubuie. Oh, shit. S-au pus bine, stai așa că pot să trec așa lejer de ele. Armura văd că mă ține, hai să-i că mă ține și-mi căzut bucata aia. Mamă, ce hartă nebună. Asta e până aici. Ne fut drumul. Băgăm un boost aici. Luai de 2 ori, aparent. Pot să-l mai iau de 2 ori. Pum. Încerc să evit, adică dacă pot sar peste zombie să sar, să nu mă mai încetinească, dar nu mereu pot să faci asta, nu? Hai mă, să o luăm pe aici. Vreau să cad prin zona aia să iau cutia de bani. Ia uite-o. Nu știu pe unde e mai bine să mă duc, aha, nu, îmi cad alea în cap, deși na. Aha, ăla n-a mai explodat cum trebuie. Nu știu de ce, deci nu pot să înțeleg ce apa aici, e un instinct aiurea. Așa-ți vine să faci și pur și simplu o faci. În fine. Awesome, șmec, șmec. Explodează
troleiul. Sărim aici. Peste tot zombală ăștia putrezâți. Cutia de bani o vreau. Mă, în sfârșit am sărit și eu aici. Era să uiți de data asta, am avut reflexul bun. Și la timp. Ca să pot să upgradez și mai multe chestii. Că văd că așa e greu fără cutia aia. Aia ne ajută cel mai, cel mai mult. Mi se spart și botul. Până acum nu mi s-a mai spart. Sau cel puțin așa repede. Săr pe aici, bun. Nu cred că ajung acum, dar cât de curând voi ajunge să pun alea perfect acolo, să sar peste ele. Ce e, doamne, aici? Opa. Ușurel la vale. Aici am trebuie foarte să sparg alea. Nu ajung acum. Uuu, luai o cutie cu bani. Ăla da bulan. 200.000 din cutiile de bani acum. Asta mă ajută să maxez boost-ul. Și cred că pot să mai măresc și asta. Încă o dată, transmisia. Mai putem să luăm o singură transmisie și după aia arma. De 3 ori. Dacă mai e nevoie. Pentru că acum am totul aproape maxim. Bine, totul maxim în afară de chestiile alea două. Transmisia și nebunia aia de... de... armă. Care arată bine, frumoasă, dar costă prea mult să merite, zic eu. Ala, mă, am dat perfect acum. Iar o iau pe aici, doamne. Nu știu. Aiurea, efectiv, pe apă acolo, dar aia e. Ce să fac? N-am ce să fac. Iar o să-mi... am tăiat și pe nenea zombie. Bum! Uite-i pe fraierii și acesta, e Chileanu Aci. Îl tai pe prietenul nostru. Am sărit peste cutiile alea. Aici nu mai sar acolo. Deși poate era mai bine dacă săream, dar... nu pot să știi niciodată. Mai e drum lung până la linia de finish. Uuu, ăla, da! Chiar că o să-mi... direct în butoiul ăla am sărit. Bine, nici nu, v-am zis, nu prea mai știu mapa foarte bine, n-am chinuit să o învăț, nu știu de ce. E și mai lung drumul, într-adevăr. Mamă, ce l-am scos pe ăla din joc. Așa, 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 pe sus, peste ele. Și mult mai multe upgrade-uri au fost necesare la dubă, văd. Sau poate mi se pare mie. Nici mă mai las să văd ce upgrade-uri aveam la mașinile celelalte. Deși, dacă stau să mă gândesc un pic, s-ar putea să ajungem acum. Pentru că am trecut mult față de unde eram. Hai, dubiță, urcă! Da, ajungem, cred. Ce naiba e crate-ul ăla, mă? Cred că ajungem. Cu puțin noroc, dar nu, că ajungem, că am boost. Ajungem, mă, că am boost. Ăla, ia uite, mașina de poliție. Poliții vă opriți, ia. Am luat niște bănuți și am ajuns până aici, de aici. Ziua 83, bun, băieți. Oh, devii atât de bogat încât nu mai putem să punem toți banii pe ecran, așa că să simplificăm lucrurile. 144.000 vin 144.000. Ok. Și acum lucrurile costă 200.000, 1.000.000 de dolari, da, 1.000.000. Ia uite mașina de poliție. În orice caz, băieți, sper că v-a plăcut episodul de azi. Nu uitați de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!